Oficial, Casa Națională de Asigurări în Medicină îi va acorda părintelui care exercită în mod efectiv creșterea și educarea 4 și mai mulți copii asigurare medicală gratuită potrivit unei decizii luate în cadrul ședinței de ieri a Guvernului. Totodată, acordarea este valabilă și pentru părintele adoptiv pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani. Pentru aceasta, persoana va depune o cerere și documente justificative. Menționăm că statutul de persoana asigurată se acordă la data solicitării și se suspendă la împlinirea vârstei de 18 ani a copiilor sau la decăderea din drepturile părintești, încetarea adopției, condamnarea persoanei fizice cu privare de libertate, încadrarea copilului copiilor în instituții educative sau curative de asistență socială pentru întreținere.